nou în fiecare seară când nu dorm. De fapt, cred că-s vreo 10, mai multe de 10. Toate încep cu 10. De ce nu dorm acum când toți dorm? Am un demon care mă ține treaz de 10 ani și parcă nu mai vrea să plece. De ce simt că nu mai sunt cel care am fost de mai demult? De ce plâng atât de des și nu mai piese triste ascult? Și nu mai versuri triste compun? Ia, de ce nu-i lângă mine acum? De ce am amintiri făcute scrum? De ce trăiesc dacă va trebui să mor oricum? Am ochi obosiți de la cât negru văd pe stradă. Oricât de negru văd eu, negru din mine nimeni nu-l salvează. De ce nu vede nimeni nimic din ceea ce mă frământă? De ce mulți aud piesa asta și foarte puțin o ascultă? E normal, doar nu să fie toți la fel de triști ca mine sau ca tine, care mă asculti acum și poate mă înțelegi mai bine și simți asta în tine. Sau poate te regăsești, poate n-ai nici tu somn, te gândești de ce trăiești sau la ce iubești. De ce mă simt atât de inutil și mort la alții în gând? Sau poate îți doresc să fie și exact așa cum sunt, să aibă viața asta ca mea. Sincer, nici nu le doresc să-i urmărească gândurile care pe mine mă urmăresc. Eu am crescut cu poezia, scriu doar când sunt trist. De ce mă prinde atât de des insomnia și melancolia? De ce sunt un om atât de dur pe interior? Și de ce totuși încă am puterea asta să-mi controlez mânia? De ce-mi place instrumentalul ăsta atât de mult că-i trist? Și aș vrea să nu strâng nimic pe el, ci doar să-l ascult, dar nu pot. Inima mea e acum pupit, să-mi văd doar pe foi. În realitate acum sunt mort, m-am săturat de tot. De ce-mi place instrumentalul ăsta atât de mult că-i trist? Și aș vrea să nu strâng nimic pe el, ci doar să-l ascult, dar nu pot. Inima mea e acum pupit, să-mi văd doar pe foi. În realitate acum sunt mort, m-am săturat de tot. Și totuși apar întrebări noi în viața mea, oare cât timp o să mai fie vorba despre doi? Și cât timp am să mai scriu versurile astea atât de triste? Când am să mor vreau să-mi scrieți poezii pe acatiste. Oricum am trecut și încă trec prin diferite stări și mi-apar și-mi reapar iarăși tot felul de întrebări. De ce mă simt atât de pesimist la doar 18 ani? Și de ce astăzi nu mă mai calmez nici fumând țigări? De ce sunt atât de deschis cu alții când de fapt cel mai mult pe lume îmi iubesc părinții și frații? Și de ce ofer atâta timp din viața mea când mi l-aș putea ocupa doar cu iubita mea și muzica? De ce puțin simt în sufletul lor adevărata iubire? De ce sunt trist când am atâtea motive de fericire? De ce îmi plac stelele, luna și să mă plimb seara? De ce mă inspiră atât de mult pianul, chitara, rapul și vioara? De ce sar în ajutor când de fapt eu nu primesc nimic? De ce lumea e atât de mare? De ce mă simt atât de mic? De ce nu pot face nimic? Priviți, suntem cu miliardele, dar doar cu zecile fericiți. Instrumentalul ăsta atât de mult că-i trist? Și aș vrea să nu strâng nimic pe el, ci doar să-l ascult, dar nu pot. Inima mea e acum pupit, să-mi văd doar pe foi. În realitate acum sunt mort, m-am săturat de tot. De ce-mi place instrumentalul ăsta atât de mult că-i trist? Și aș vrea să nu strâng nimic pe el, ci doar să-l ascult, dar nu pot. Inima mea e acum pupit, să-mi văd doar pe foi. În realitate acum sunt mort, m-am săturat de tot.